Întotdeauna, chiar de la început, mi-a plăcut să lucrez în mai multe mediumuri artistice. Și dacă la început lucrul acesta poate a fost mai puțin înțeles sau acceptat de către prietenii mei critici de artă, fiindcă un artist, de regulă, cel puțin până în secolul 20, spre sfârșit, trebuia să facă o singură imagine și eventual cu lucrarea respectivă, cu imaginea respectivă care îi aparținea, era a lui, el o modela, intra în muzeu și cu asta își termina întreaga activitate artistică, deci putea fi ușor clasificat și comentat. Mie mi-a plăcut, probabil și influențată de ceea ce acceptăm acum și teoretizăm ca fiind postmodernism, adică ideea de libertate, de a utiliza tot ceea ce într-un fel sau altul ca sursă de inspirație s-a făcut și în același timp de a încerca să remodelezi, să deconstruiești și să reconstruiești lumea și ce se întâmplă în jur, mergând mai mult pe zona aceasta de interes conceptual. Am practicat desen, pictură, obiect, fotografie intervenită, inclusiv pe cele două mari direcții în care poate fi clasificată imaginea figurativ și non-figurativ. Și în urma anilor care au trecut, pot să spun că în momentul de față am câteva cicluri de lucrări pe care le continui. Că unele sunt centrate pe ideea de construcție, de construcție, environment, mediu înconjurător, chiar cu, să spunem, ușoare tendințe utopice de a regândi un ambient universal, deci are o dimensiune ușor metafizică care am avut-o de la început și în care mă simt bine în continuare. O zonă de figurativ în care propriul eu stă bine și cu el am început și fotografiile intervenite după propriul corp în 1983, pe care le-am intitulat Corpul meu, spațiu în spațiu, timp în timp și memoria tot, reprezintă în continuare o temă care mă interesează. Și bineînțeles, ca toată lumea, după 1990, libertatea, dorința de a-ți spune părerea, de a participa la ceea ce se întâmplă, măcar din perspectiva mea ca artist, m-a făcut să încerc din noile media filmul video, pentru că piesele video scurte și directe și care conțin fragmente din realitate, comentarii, editingul care îți oferă posibilitatea să alături mai multe înțelesuri și deci să poți să comunici mai mult în câteva clipe, în câteva secunde, m-au tentat și atunci când, numai atunci când am o idee și doresc să comunic ceva și sunt capabilă să vizualizez ceea ce gândesc, atunci fac o piesă video. Problematica feministă, într-adevăr, este prezentă în lucrările mele încă din anii 80, dar nu în mod conștientizat. Pentru că atunci când am început să fac seria de fotografii intervenite și picturi pe care le-am numit corp peisaj, deci prin atitudinea corporală și prin relația cu ce se întâmpla în jos, de fapt vrem să comunic o anumită stare, fie de tensiune, fie de revoltă, fie, deci aveau și ele un mesaj, nu erau numai niște nuduri. Nu aveam conștiința fenomenului și nici informația respectivă.
Abia după 1990, când am luat legătură și am circulat și am aflat de curentul feminist, de ceea ce s-a întâmplat în anii 70, am început să articulez mai bine sau să înțeleg mai bine un anumit tip de mecanism de gândire și să ader la anumite concepte deja existente. Și deci, practic, să mă inserez pe mine și, în același timp, mi-a făcut plăcere să mă gândesc în general la statutul femeii artiste în România și la lucrările altor colege de ale mele sau înaintașe, în care am identificat tematica feministă și cred că prima dată când am scris și am prezentat ceva de felul acesta a fost în 1999 la Dubrovnik, la un festival și expoziție internațională de artă feministă și unde am avut și șansa să cunosc foarte multe artiste care lucrează în zona respectivă și unde am prezentat un material text-imagine cu lucrările colegelor mele, artistelor din România, pe care l-am numit ecofeminist. Și am și justificat de ce i-am spus ecofeminist.